Senatul Universității Politehnica Timișoara s-a reunit în ședință festivă pentru a acorda titlul de doctor honoris causa unei personalități marcante din domeniul teoriei mecanismelor și roboticii, unui nume de rezonanță în cercetare la nivel global, profesor doctor inginer Marco Ciccarelli, director al Laboratorului de Robotică și Mecatronică de la Universitatea din Roma, ca simbol al recunoașterii valorii profesionale și academice, prestigiul științific și de asemenea pentru manifestarea constantă și semnificativă a prieteniei și sprijinului pentru UPT și România. Rectorul Universității Politehnica Timișoara, conferențiar universitar dr. inginer Florin Drăgan, a menționat importanța pe care instituția pe care o conduce o acordă relațiilor cu universități tehnice din toată lumea, subliniind că este o onoare pentru UPT să primească în comunitatea academică personalități științifice de reputație mondială, așa cum este și profesorul Marco Ciccarelli. Profesorul a mulțumit gazdelor pentru înalta distincție acordată, declarându-se emoționat și onorat pentru recunoașterea meritelor profesionale, după care, așa cum se obișnuiește în astfel de situații, a susținut o prelegere, tema acesteia fiind legată de provocările în construirea roboților humanoizi, inspirați de arhitectura corpului uman.